O locuință a luat foc în această dimineață în zona Galata. La momentul izbucnirii incendiului, o bătrână se afla în pragul casei. Aceasta a fost scoasă din curte de către un vecin. Martorii spun că femeia ținea mereu o candelă aprinsă după ce recent i-a murit fiul. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de stingere și o autocisternă, iar în momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, doar pagube materiale. Am văzut flăcăle că e pocneu. Spune că de la o candelă. O lăsat o candelă aprinsă, o fi căzut și o luat foc. Nu, prăvetara e mai încoșa, una negru, bătrână. I-a murit băiatul acum, vă câteva zile, l-a îngropat și o lăsat, cred că sardă, o murit el în casă și cred că o fi uitat-o și o fi căzut. Eu eram pe stradă mergând, am văzut că iese fum, era un colegi de la Vale, mi-a în cafea și o schiesă fum. În momentul când am văzut că iese fum, am văzut poarta deschisă, am intrat în curte și o ia pe bunica, că știam că este cineva în casă. Și am luat-o pe bunica din casă și am scos-o afară și colegii o suna la pompier, la 112. Incendiul s-a propagat și în jur, iar degajările mari de fum erau vizibile din zona centrală a orașului. În data de 4 octombrie, în jurul orei 8:37 de minute, Isuiaș a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din municipiul strada Runeș. La locul intervenției s-au deplasat din cadrul detașamentului 2 de pompieri, 3 autospeciale de stins incendiu cu apă și spumă, o autocisternă pentru localizare și achitare incendiului, iar pentru acordarea asistenței medicale de urgență a fost alocat un echipaj de prim ajutor smurt. După sosirea prin echipaj la locul intervenției, s-a constatat faptul că incendiul se manifesta cu flacăre deschise generalizate la nivelul acoperișului unei locuințe, cu risc de propagare alte 3 proprietăți învecinate. În urma incendiului au ars la prima locuință acoperișul pe o suprafață de aproximativ 150 metri pătrați și diverse bunuri aflate în aceasta. Iar la celelalte 3 locuințe învecinate a fost afectat acoperișul, precum și gardul perimetral. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații închise.